Proba de dans. Vești bune, copii! Discoteca pentru preșcolari în sfârșit a fost aprobată! Anul acesta va exista un premiu special pentru dansul băieților, căci anul trecut niciun băiat nu a îndrăznit să danseze. Oh, da, mi-amintesc, tu ai dansat! Și... Ai câștigat și un premiu! Bravo, dragă! Iar o să mă ascund în dulapul cu prosoape! Urăsc dansul! Poate că anul acesta ar trebui să fii mai discret, amice. Poate chiar să te ascunzi. Dacă vrei să critici modul în care dansezi, ce-ar fi să mi-o spui verde în față? Bine, ești jalnic. Ai primit premiul acela, ciorapii cu dulciuri, pentru că ai fost singurul băiat care a dansat și caragios lăcurile alea. Ce? Mișcările făceau parte dintr-un dans aborigen al soarelui cu motive hip-hop. Sigur, cum să nu? Dar să nu te apropii de mine la discotecă. Repede, ai intrat în criză. Aduc gheață și pături. Nu mi-e rău. Ăsta e noul dans. Ce părere aveți? Nu știi să dansezi și nu o să mai dansezi niciodată. Dacă vrei să înveți să dansezi cu adevărat, ar trebui să-l întrebi pe Wayne. Adevărat, când era copil, Wayne dansa tot timpul. Adorabil, dar nu-mi trebuie ajutor. Ați uitat că eu am câștigat ciorapii aceia plini de dulciuri? E tragic! Un băiat făcut pentru dans, dar prea timid să-și împlinească visul. Las-o, baltă! Hai, Tony, învață-mă și pe mine! Minoritățile au cele mai bune mișcări, iar tu faci parte din minoritate, învață-mă! Bine, ăsta e un dans pentru a aduna găinile. Wow, minunat! Dansul puiilor! Nu ține dansul ăla! Nu contează, domnule Parson, e destul de bun pentru mine. Uneori Lucian poate fi atât de lingușitor. Știu, și dansează gloaznic. Hey, Wayne! Sper că nu dansezi acolo, nu? Te-am mai spus, eu nu dansez, clar? Să știi că ești un refulat! Wayne! Tu mi-ai furat ciorapii cu dulciuri! Da, e o infracțiune să lași dulciuri în ciorapi! Aveai dreptate, am renunțat de tot la dans. Vreau să fiu și eu un neglijat. Bine, acum putem fi prieteni. O să-ți spun cum să te amesteci printre oameni. La o parte, Wayne, și alți băieți vor să le admire. Dar sunt dulciuri! Și dacă vrei dulciuri, dulcele meu, Wayne, va trebui să ieși din dulapul cu prosope și să dansezi foarte mult. Nici gând! Picior de lemn, muzică banală! Îmi place muzica, dar nu și felul în care mă face să țopăi. Știu ce vrei să spui. Din cauza dansului nu mai pot intra în niciun bar din oraș. Dar nu m-am oprit, l-am lăsat pe altul în locul meu. Bună, eu sunt Bob, Bob Săltărețul. Știu să dansez. Așa. Încearcă și tu,
Servește-te! Mersi, Bob, dar nu e stilul meu. Tocmai asta e ideea, nătăflețule. Asta e locul ideal ca să înveți cum să te integrezi și să fii ca ceilalți. Aici nu e loc de proteste. Golește-ți buzunarele. Nu cumva ai vrea să-mi golesc și mintea. Dragă, fii cooperant. Oh, fantastic! Privești, râzi și te relaxezi. Privești, râzi și te relaxezi. Oh, oh, nu! Haide, fă ce ți-am spus. Felicitări, au privit direct prin tine. Așa se întâmplă de obicei. Scuze. Fii atent, amice. Bună, frumosule, vrei să dansezi? Ce spui? Nu te bucur că nu ești tu? Hai, râzi, să vezi ce bine o să te simți. Nu mai sta, băiete, du-te și adu-mi geanta. Cine v-a spus să vă opriți? Valea! Am adăugat niște dulciuri, Wayne. Sunt preferatele tale, nu-i așa? Nici când nu dansez. Mă ascund! Te cunosc de undeva? Nu, eu sunt Dave. Dave, dansatorul din alt oraș. Câștige concursul de dans. Am să le arăt eu dansul puilor. Nu, prietene, ai uitat ce s-a întâmplat data trecută? Oh, da, mi-amintesc. Am câștigat niște ciorapi plini cu dulciuri, iar tu ai fost invidioasă. Dulciurile. Au dispărut, Wayne? La fel ca dragostea mea? Super! Băieți, veniți repede! Trebuie să vedeți asta! Lucian e la televizor! O, Doamne, fiule! E foarte jenant! Da! De ce n-ai dansat ca mine? Acum vine mișcarea aia formidabilă! Scuze, Wayne, dar tu unde ești? Priviți, eu sunt ăla! Mai multe detalii de la concursul de dans după pauză. La aspecte penibile, dezastre disco. Oh, o săptămână n-o să scap de rușine. Ai dreptate, mami, fratele meu ne-a făcut de rușine pe toți. De unde au scos asta? Nu pot fi atât de stângaci. Cine ar face așa ceva? Nu uitați, dragii noștri, plătim dublu pentru clipurile drăguțe cu copii. Oh, încă o binevenită contribuție la fondul pentru mobila camerei personalului. Minunat, Hillary, minunat! L-ai păstrat pe puștul de anul trecut, e uluitor. Oh, bineînțeles, ăsta o să-mi plătească pensia. Oh, 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 oh.
Știi, uneori chiar mă bucur că sunt profesoară. Cel mai bun, frate! Minoasă, explică-mi asta! Se holba la mine! Ești un egoist! Știu că ești! Pui de scongs! Mă bucur să te cunosc! Umflatule! Oh, m-ai dat gata cu vorbele astea! Mami! Mami! Wayne mi-a stricat jucăria! Băiețel, tu ai cel mai bun frate din ținut? Nu, poate cel mai rău. Dacă ai avea cel mai bun frate, l-ai putea înscrie să câștige o oră de plimbare gratuită cu motoreta în noul parc de distracții Saripix. Super! E gratuit? Absolut gratuit! Dar dacă intru eu, câștigă el, nu? Bine, poate se înscrie fratele tău pentru tine. Ce-i? Nou-nouță! Și am adus flori! Fetelor le plac florile! Respiră atânc! Motoretă! Motoretă! Bine, nătăflețule, de ce nu mă placi? Să vedem! Ascultă, umflatule, dacă nu mă placi, o să-ți îndoi degetele! Stai așa! Tinere, cred că trebuie să avem o întâlnire între patru ochi, ca de la profesor la elev. Fratele meu nu mă mai place. Întotdeauna îmi face necazuri. Probleme între frați. Doamne, știu ce înseamnă asta. Scuze. Poftim, asta o să te ajute. Frați mai buni, curs pentru începători. Frați de arme? Poate ar trebui să vezi și caseta asta. Fraternitate pe vecie. Mi s-a părut foarte utilă. Primul pas, relații de bază cu fratele. Jocurile sunt ideale pentru a stabili o relație bună. Să dormim împreună. Bine. Motorete. Hei, nătăflețule, frățioare, nu vrei să stai diseară în camera mea? În camera ta? Nici gând. De ce? Știi, ca să fim împreună. Dacă vrei să fii drăguț, de ce nu mi-aduci atunci un shake organic de banane? Bine, motoretă, motoretă. Acum mă placi? Nu prea. Acum mă simt ceva mai bine. Fraternitate pe vecie. Un ghid pentru relațiile dintre frați. Dragostea dintre frați. Nu e ușor să-i arăți fratelui tău? Nu, la la, nu, mama. Wow. Frumoasă zi, frățioare! Ce te-a apucat? Ce faci, Wayne? Iubesc! 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 Dulciurile! Oh, ce bine! Pentru o clipă am crezut că te referi la... Serios? Nici gând! Încă nu am făcut destule pentru a fi un frate bun! Deci despre asta e vorba! Ar fi bine să scrii scrisoarea aia! Nu e chiar atât de simplu, Wayne. Câteva fapte bune nu înseamnă că ești un frate bun. Trebuie să câștigi respectul meu.
Îți arăt eu ție respect. Opa, am dat-o în bară. Nu ți-aș scrie scrisoarea nici dacă ai fi ultimul frate din lume. Mulțumesc, Vertigeu. Știam că mă pot baza pe tine. Îmi place, Wayne, e... Ok, doar atât. Nu prea mă pricep la vorbe. E puternic și frumos și ador mirosul lui de tarte dulci. E tare simpatic cum se scarpină când e agitat. Vrei? Dispar, buze umede! Eroul meu e fratele meu, Wayne! Bună! Sunt de la parcul Sunny Peaks. Pot vorbi cu domnișoara Luciana Cramp? Dar eu sunt Lucian! Oh, bine! Majoritatea băieților nu folosesc hârtie roz. Despre ce tot vorbiți? Scrisoarea despre fratele tău. Wayne e atent și ne jucăm cu mingea. Dorm în camera lui și de-al de astea. Pasiunea lui e să colecționeze chestii super și îl respect ca frate. Îți amintești? Eu... Super! Am câștigat! Unde e motoreta? Încă nu ai câștigat. Te-ai calificat în finală. Tatăl tău trebuie să plătească taxa de membru și mergi mai departe. Nu am de gând să-l ajut să câștige. Fratele tău a muncit din greu pentru asta. Cel puțin poți să zâmbești și să nu strici totul. În semifinale intră Wayne, fratele lui Lucian Cramp, Tony, fratele lui Zachary Parson și Dennis, fratele lui Duncan Dooley. Următorul eveniment, frăție liberă! E un monstru al naturii și în toate deformat. E un cățel cu cinci picioare și e încăpățânat. Ține poate face mai sus. Uitați-vă! Fălămâni! Relaxarea în aer liber nu e permisă la Sunny Peaks. Frații Parson sunt descalificați. Acum, finaliștii noștri își vor ajuta frații pe traseul de asalt Sunny Peaks. Start! Zidul fricii! Pentru că sunt fete. Am câștigat! Am câștigat! Deci, pentru toleranța extremă și pentru sacrificii în numele fraternității, câștigătorul nostru este Lucian Cramp. Nu! Nu! Eu trebuie să câștig! A fost ideea mea! Eu vreau să merg cu motoreta! Eu! Eu! Wayne Cramp, dă-te jos imediat de pe motoreta aia! Nu tu ai câștigat! La Sunny Peaks nu pierde nimeni, doamnă Cramp. Și Wayne se poate da dacă dumneavoastră plătiți taxa completă de membru. Nu! Lăsați-l pe el să meargă. Ca cel mai bun frate vreau să-l las pe Wayne să meargă. Poftim? E genul de faptă care mă face cel mai bun frate. Cum spui? Foarte frumos din partea ta. Chiar ești un frate bun? Sincer, mami, nu prea îmi plac motoretele.
Mă întrebam ce e cu programul de aromaterapie. Oh, da, tati, crezi că asta e ceva important? Frânele! Unde sunt frânele? Au dublat în limba română actorii Pavel Sârghi, Florian Silaghi, Rodica Suplăcan, Marlena Prigoreanu, Oana Rusu, Petre Ghimbășan, Iona Brudan, Ionu Ruscuț, Richard Balint, Ileana Iuciuc. Traducerea și adaptarea Dan Negruț. Regia Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de Zoo Studio Oradea.